Vă salut, dragi oameni buni! Bine v-am găsit la un nou videoclip, primul videoclip pe acest an și cu ocazia asta aș vrea să vă urez tuturor la mulți ani, un an nou fericit, un an nou plin de bucurii și de multe succese, să fie mai bun decât anul ce a trecut. Vă urez tot binele și să-i dăm drumul la videoclip. După cum bine ați văzut și cum am spus, m-am urcat pe camion. Gata cu duba. M-am urcat pe camion. Uite aici un coleg care intră să încarce. Sunt undeva pe marginea drumului, într-o zonă industrială. Da, lucrez cu Amazonul, trag la Amazon. Este mult mai simplu, deoarece poți să doar bagi în rampă și nu ai delegat chingi, nu decopertezi, nu nimic. A deschizi în spate, ai băgat în rampă, te duci la birou și aștepți la camera de așteptare. Bei o cafea, fumezi o țigară, stai pe internet, bine te cheamă și ești încărcat, pleci. Da, mi s-a anulat cursa și am venit aici. M-am parcat că aveam un magazin la un kilometru și m-am dus. Mi-am făcut câteva cumpărături, că e cam rău că am plecat cu romfurul, cu autocarul până în Germania și nu prea am putut să-mi iau multe chestii, deoarece aveau limită la kilograme, 60 de kilograme, dacă aveai peste, îți lua bani. Și ideea e că o săptămână am fost și cu altcineva pe cabină și nu puteam să-mi iau foarte multe chestii să-l incomodez pe om. Dacă eram singur de la început, îmi puteam lua mai mult. Dar nu e nicio problemă că m-am aprovizionat. Bun, aș vrea să prezentăm un pic camionul. Este un Mercedes Euro 5. Oarecum cam o căruță, dar merge cât de cât, m-am obișnuit cu el. Are un pic pornirea cam grea, dar în mare parte merge. I-am făcut și un pic de ordine, că era un haos în cabina asta, un haos. Nu știu, cred că am vreo poză, două, dar era seară când am făcut curaj și nu prea se cunoaște. O să las pe aici pe undeva. Bun, aici e patul de jos, aici e patul de sus, ăsta se rabatează în jos. Nu-l mai rabatez acum că mai am o pătură, am o geantă pusă. Steagul pe care l-aveam la dubă, da, sus are trapă, lumini, partea asta, tahograful, are și un castofon, m-am chinuit un pic cu castofonul ăsta până i-am dat de cap, comenzile pentru lumini, așa, aici ai sirocoul, așa. Dulăpiorul, are un dulăpior aici, ține actele, casca, țigări, gen acte în mare parte. Mai are încă unul mai mare, aici la fel, haine. Și aici, în ăsta land, am geaca, vesta, acum că iarnă mai port și vesta asta. Bun. Aici ceva cabluri, ceva prostii, niște chestii erau pe camion și na, le-am pus, nu știu exact dacă se vede, nu prea se vede, cred că. Bun. Aici la fel am țigările, filtrele, ceva șervețele și gentuța mea cu chestii. Da, se vede cam rău, ia să vedem acum. Aici este aparatul de plată pentru Germania, stația. Acolo mai țin vesta, ceva pentru depozitare, poți să depozitezi chestii. Din nou, aici la pat, comenzile pentru... Asta e lumină. Comenzile iar pentru lumină. Pentru radio, căldură. Asta este pentru reglarea căldurii. Dar am reglat-o din bord și nu mai trebuie reglat-o pe 24. Perdeluțe pentru soare. Așa, aici are parasolar direct, nu are de aia care se trage în jos. Bun, pe partea solantă la fel.
Aici la fel ceva spațiu pentru depozitare, sunt cartea mașinii, gen manualul cu instrucțiuni. Așa. În partea asta de curățat și pentru spălavase, vreo două șurbelnițe, scaunul ăsta l-am luat și l-am ridicat ca să am spațiu. Covorașele astea de aici erau un haos. Erau în ultimul hal, le-am luat și le-am spălat, le-am făcut frumoase. Cât de cât. Scaunul la fel, l-am luat și l-am făcut cătuși de puțin curat și i-am schimbat un pic și mirosul. Așa, de acolo jos avem și am făcut o cafeluță. Bun. Ia să ne punem frumușel pe scaun. Da. Asta e frâna de mână. În partea asta este schimbătorul. E schimbător automat. Așa. Din nou aici un spațiu de depozitare, ștampilă, ceva acte, chestii. Iar jos aici la fel spațiu de depozitare. Aici la fel țin cabluri, un GPS, ochelarii. Uite, o brichetă, să o iau să pun aici ca aia, să cam terminat. Așa, cablurile. Aici pentru avarii, pentru pilot, clansonul pe mic sau mare, pentru căldură, aer condiționat, comenzile. Aici echilibrarea remorcii, în momentul în care o cupleș, o decuplez, să se echilibreze singură. Butonul pentru frigider. Așa, ăsta aici, sincer să zic, cred că tot pentru frigider, nu știu. Așa. Clansonul pentru ștergătoare și semnalizări, are comenzi pe volan, merg pentru vederea programului. Așa, pilotul automat este doar pilot normal, nu este tempomat și atâta, nu e adaptiv, nu e nimic, e normal. Și retarderul, bordul, nu are aer, am un ciurug de remorcă după mine care nu are aer, nu are nimic și e belea tare de tot. În schimb, îmi place că îmi arată cât am condus și cât am făcut pauză. Bine, durează un pic până se încarcă. Pare că am condus undeva la 53 de minute și stau acum la pauză, v-am spus, dacă mi s-a anulat cursa. Așa. Hai să-l oprim. Bun. Aici e GPS-ul meu. Aparatele pentru plăți. Sunt camioane care au un singur aparat care se plătește pe toate țările. În schimb, ăsta le are pe toate, pentru Cehia, pentru Italia, pentru Franța, pentru ăsta e pentru Slovenia. Sincer să vă zic, nici nu le știu, în schimb felul ăsta nu știu exact ce plătește. Dar oricum, când voi avea ceva curse, voi suna și voi întreba. Deocamdată l-am pe ăsta care vi l-am arătat de aici de sus. Pentru Germania și important este să fie mereu pe verde, trebuie să fie pe 5 axe întotdeauna, mai mare de 18 tone. Cam toate. Trebuie să scrie gen pe ecranul ăsta, scrie mai mare de 18 tone și 5 axe și trebuie să fie cu verde. Aici la fel trebuie să fie J2 și J3. Trebuie să fie și V-ul ăla de acolo trebuie să fie cu verde și internetul, gen wireless-ul, semnalul. Așa, măsuța. Am improvizat aici pentru telefon, în gura asta de irisire. Nu ai unde să pui telefonul, nu ai suport. Este aici o chestie, dar nu ai pur și simplu unde să-l pui și am improvizat. Așa. Aici la fel am comenzi pentru oglinzi, geamuri, pentru ancuia și ardescuia. Am rămas uimit de casetofon, că merge destul de ok. Nu mă așteptam să fie chiar atât de clar. Bun. Acum
ziceam, de frigider și de dulăpior. Să mut un pic ăștia aici. Îi lăsam pe scară, dar am bocancii lăsați pe scară și am pus... Ăsta e un spațiu de depozitare, un sertar. M-am spus că mi-am mai cumpărat niște chestii să am, alimente. Așa, să-l închid și aici este frigiderul. Nu aveți idee ce haos și ce mizerie era și în frigider și în, și în, și în spațiul ăla. L-am luat, l-am șters, l-am dezinfectat și l-am făcut plin. Am o 3 săptămâni am mâncărică. Cam asta este cabina pe interior. Bate și soarele. Să coborăm un pic și jos. Să vă arăt un picuț. Bate și un pic vântul. Am bocancii. O pereche de mănuși aveam, dar mi-a zis colegul că mi-o lasă, dar mi-a luat. Bun, ăsta e și pe din afară. Aici la fel, asta se deschid și am chestii puse în ele. Ăsta este și pe din afară. Arată cătuși de puțin, arată ok. Cătuși de puțin, nu-i nici, wow, nici. În cea mai bună condiție. Important este că merge, că își face treaba. Remorca. Este a treia remorcă pe care o schimb. Am avut prima dată o remorcă. Nu era nici bună, nici